I se mai spune și ciorbă falsă de burtă, însă este doar o ciorbă din ciuperci pleurotus. Hai să-ți arăt cum poți să o pregătești. În primul rând se pun la fiert legumele, am folosit 2 morcovi, un păstârnac, o bucată de țelină și o ceapă pe care am tăiat-o așa cum vezi în imagine. Am adăugat deasupra apă și le-am lăsat la fiert aproximativ 30 de minute. Între timp am ocupat de ciupercile pleurotus, am folosit 500 de grame, am spălat ciupercile, le-am eliminat codițele pentru că sunt mai tari și au un alt timp de fierbere și le-am tăiat în șuvițe așa cum vezi în imagine. Pentru a da mai multă consistență și gust acestei ciorbe, dar și pentru culoare, am mixat foarte bine rădăcinoasele și le-am lăsat deoparte. Iar apoi am pus ciupercile la fiert în aceeași apă timp de 20-25 de minute. Am transferat apoi pasta de legume înapoi în oală, iar acum trebuie drasă ciorba. Am pus puțină sare peste gălbenușul pentru că se spune că le potențează culoarea. L-am amestecat bine, am adăugat 5 căței de usturoi zdrobiți și am adăugat de asemenea și smântâna. După ce le-am amestecat, am adăugat treptat câte un polonic cu supă fierbinte din oală. Iar apoi când au ajuns la aceeași temperatură, am răsturnat toată compoziția în oală. Am acrit cu 2 linguri cu oțet și am pus de asemenea în oală și 3 bucăți de gogoșar murat tăiat în franjuri. Pentru a da față ciorbei am rumenit un morcov ras cu vreo 3 linguri cu ulei, iar uleiul colorat, ia uitați ce culoare frumoasă a dat ciorbei. Și deși nu are gust de ciorbă de burtă, te asigur că este o ciorbă delicioasă și sper să o pregătești și tu cu prima ocazie.